Domnilor, prezența mea la pupitrul de la Observatorul de 12 a venit cu o sarcină mare, mai exact, scoate-l pe Valentin din, hai să nu-i spun, penibil. Nu pe nimeni. Din pe nimeni. Ai eșuată... încercat să cânti înainte. Dar și nu. am venit să te salvez. Te asta mă rog. o să fac prima oară și după aia vorbim. Te rog frumos, te rog. nu pot să las chestia asta ne nu, nu, nu putem trece Deci mai... melodia de la Habibi se cântă așa. Deci. Habibi e el la aini, a sa khayali. A și bali snin, o gherak fi bali. Ba Habibi, Habibi, Habibi e el la Habibi, Habibi, Habibi. يا da. ce să nu mai zic, puteam, Omar? Nu mai îți mulțumesc din suflet. <laughs> Mare drag, o să o fac de fiecare ai dată. Ai scos. Da. Bine ai venit studioul nostru. Cum te simți în primul rând? Întreba... Când e prima oară pentru cineva, îl întrebăm cum te Sunt, simți uh, cu uh, Mă simt printre profesioniști. În primul rând, asta a fost primul sentiment pe care l-am avut. Și întotdeauna când am călcat uh, în pragul observatorului, de la oricare oră am dat de oameni profesioniști, și sunt mândru. Sunt mândru și cam, cam ăsta e sentimentul pe care l-am. Și noi suntem foarte că ai venit, Omar, și te-am urmărit de atunci, de la emisiunea Next Star. Și a fost o nebunie totală, a fost o revelație. Vreau să, vreau să știm ce a urmat. Da? Noi am avut materialul ăsta, am vorbit pe scurt care? despre ce s-a întâmplat, dar tu poți veni cu mult mai multe detalii. Bineînțeles, eu pot să-ți fac o perspectivă sinceră, la care mă gândesc în fiecare zi din viața mea, că mă trezesc dimineață, și mai exact faptul că am fost privilegiat să nu fiu uitat chiar atât de rău de lume, pentru că industria e foarte mare, oamenii sunt foarte mulți, foarte mulți cântăresc peste tot. Și eu am reușit să rămân oarecum acolo, pentru că Nextar a fost rampa de lansare, dar de acolo trebuie să ai responsabilitatea să te ții bine. Și nu știu dacă a fost responsabilitatea mea respectată, pentru că tatăl meu a închis tot ce a însemnat magazine în pe care le avea și s-a ocupat strict de mine, zi de zi de atunci, până de și a făcut astăzi. un sacrificiu major Evident. Ca să te susțină? Ca să, să mă susțină pe mine în totalitate și asta a fost ceea ce m-a menținut pe mine în continuitate. Și acum ești foarte focusat, vorbeam în pauză pe admitere, te pregătești Evident. și îmi spuneai că vrei pedagogie. Exact, Da, îmi place profilul pedagogic pentru că mă gândesc că te formează oarecum ca și trainer. Pentru că e o pasiune de-a mea, chestia cu, cu, cu a învăța oamenii să cânte, a învăța oamenii să se bazeze pe cântat. Uh, chestia cu televiziunea la fel e o pasiune foarte mare de a mea și îmi place să Am văzut cum ai -mă, cum -ai prim... intrat în platou, te-ai plimbat prin platou, exact, analizat, Exact. Te, Sunt foarte te pasionat, ca da, da, Sunt da, da. foarte pasionat și îmi place să furme serie N-am cum să spun că nu-mi place să de fac asta. Te așteptăm zilnic, Omar, aici, dacă vrei, cu mare drag. Cu mare drag da, o să o bac. Zin de bac. Hai, uh, la, bacul, la admitere, cum e cu bacul? Bacul a fost o surpriză. Uh, inițial era vorba să vin chiar după prima probă la voi, după, prim, uh, după proba de la română. Și n-a fost Dar așa am așa zis bine. că totuși, totuși, erau exclusivitate. Ce să mai observatorul de 12, primul observator care avea subiectele, era ceva de spaimă, doamnelor și doamnelor. Dar am zis totuși să nu mă risc să ies mai devreme din sală și să ajung aici să pierd și niște timp din comentariu, că apropo, da, pe profilul real vocațional unde am fost eu, am ales Bacovia, am scris George Bacovia și oricum, nu eram în modul la bun să vin la voi după Bacovia. Da, de Bacovia nu... Vai de capul meu, da. M-a stins așa, mă. Mi-a luat fericirea, mă Mie îmi place foarte mult vocea lui Omar. Și vreau să ne mai cânti ceva, pentru că tocmai mi-ai spus că ai mai lansat foarte curând o nouă piesă. Exact. exact, Am scos cea mai recentă piesă, se cheamă piesa Yaruhi. O găsiți pe YouTube, pe canalul Chet Music, Sufletul meu sufletul meu. Și sună așa. I want to feel, I want to love Ya yeah, roohi inti We'll come and fly the sky above Ya yeah, roohi inti No matter if you far away Ya yeah, roohi inti Ya yeah, roohi e Ya albi inti yeah, in um, Omar, cum te rămâi ce? în România uh, pentru studiile universitare și nu în străinătate când deja ai publicul internațional la picioare? Um, Chestia asta mi-aduce aminte de o povestioară pe care am trăit-o cu tatăl meu, o să încerc să o spun pe scurt. Când eram mic, eram foarte pasionat de lumea arabă, de limba arabă, de tot ceea ce înseamnă tradiția arabească. Și cine credeți că mi-a pus primul impas în viața mea? Poate o să vă... vi se pară ciudat puțin, dar chiar tata a fost omul care mi-a zis, trăiește în țara asta, du-te la școală românească, du-te la orele de religie de creștină ortodox, da? la orele de religie, și învață despre oamenii care te înconjoară aici, apreciază i pe ei pentru că nu ești în lumea arabă. Și la fel toate curiozitățile pe care le-am avut mi-le-am satisfăcut singur pentru că tata nu a vrut să mă influențeze de nicio culoare și cred că asta e motivul care mă face să rămână în România pentru studiile universitare. Mi se pare incredibil. Da. E extraordinar și e foarte rar toată. de găsit pentru că da. în general trebuie să recunoaștem că oamenii din lumea arabă care mai sunt pe aici încearcă să-și promoveze copiii, nu, eu vreau să învețe copilul meu arabă, It's că altfel om -o... Omar, e un subiect da. delicat, pentru că sunt foarte mulți părinți care, hai să nu spunem că e obligă pe copii de mici, când văd că au un talent să meargă, să facă, pentru că cumva se regăsesc și ei în copiilor. Da. Dar tu nu ești un astfel de exemplu. Tu ai luat deciziile singur, Correct. încă de la o vârstă uh -huh. fragedă, nu? Și tot parcursul tău a fost numai și numai al tău. Părinții Correct. tăi te-au sprijinit o drumul. evident. Nu? Dar... evident. Dar tu ai ales să faci asta și tu vrei să mergi mai departe așa. E pasiunea mea. E pasiunea mea și chiar glumeam cu, cu echipa în spate că nu sunt bun la altceva. Adică mă gândeam la facultate. Ok, hai că nu mă duc la conservator, unde mă duc, nu mă mai pricep la nimic altceva pentru că asta am făcut toată viața mea și asta vreau Poți să fac. Poți să spun un lucru. la televiziune te pricep foarte bine Să dea Dumnezeu, oferiți-mi un post aici la să notăm. Mulțumim foarte mult, omane. mulțumim, mulțumim foarte mult și cităm...